Mii de contribuabili din municipiul Petroșani au popriri pe venituri din cauza că nu și-au achitat taxele și impozitele locale. Termenul în care contribuabilii puteau plăti pentru a beneficia de bonificația de 10% a trecut, iar acum, la nivelul serviciului de taxe și impozite, se centralizează numărul răuplatnicilor pentru a putea fi recuperate creanțele de la aceștia. Aproximativ 2800 de locuitori ai municipiului Petroșani au debite către bugetul local și se află în anumite forme de opriri, să spun, sau alte forme de executare. Programul informatic nu permite scoaterea unor astfel de date, însă cu siguranță sumele nu sunt atât de mari, întrucât este vorba de persoane fizice și nu de persoane juridice. Nu se știe exact valoarea care trebuie recuperată de la răuplatnici, însă reprezentanții municipalității spun că aceasta nu este foarte mare. Sume importante de bani trebuie recuperate însă de la agenții comerciali.